costa un punct mai bun decât niciunul. Am luptat pentru acest punct, din păcate n-am reușit victoria. Cum mai trei meciuri dintre ele? Bună seara! Eu sunt puțin supărat, sincer, pentru că azi a fost chiar nedrept fotbalul. Au avut doar două ocazii foarte mari, foarte mari, în care puteau să facă ceva. În rest, au avut decât un corner, două, cred, și sunt foarte supărat, pentru că eu zic că meritam victoria și noi am făcut un joc foarte bun, părerea mea, poate greșesc, dar am vorbit în vestiar cu mister și ne-a spus că dacă o ținem tot așa, o să fim unde trebuie, acolo în play-off. A început foarte bine meciul, presiune pe adversar, apoi a venit accentarea lui Papo, care pare că ne-a scos așa puțin din joc pentru câteva minute. După pauză iar am dominat. Din păcate s-a întâmplat ceva la finalizare. Da, asta vorbeam și noi. Noi ajungem foarte ușor acolo, driblăm, luăm 1-1 foarte bine, facem totul bine până la finalizare și acolo parcă ne lipsește ceva, puțină încredere, nu știu, să fim mai liniștiți, mai concentrați, nici eu nu pot să-mi dau seama, dar am vorbit și cu Jason, cred că are o întorsă, ceva de genul și acum nu avem ce să facem, asta e, meciul a trecut, suntem conștienți, suntem niște fraieri, să spun așa, pentru că nu am putut să facem mai mult, dar și ei, ați văzut și voi cum s-au apărat în 20 de metri, ăsta e fotbalul, încercăm să luptăm și să luăm cât mai multe puncte, nu? Trebuie să găsim o soluție, că majoritatea echipelor care vin aici joacă cam la fel. Da, să știi că... Dar până acum, sincer, nu am văzut pe nimeni să se apere așa. Au făcut-o bine, noi am încercat. Mulțumim suporterilor, ai văzut ce atmosferă. Fără ei, cred că nu ar fi nimic la fel. Și... nu știu ce să zic. Încercăm să ne revenim, să marcăm mai mult și eu și ceilalți atacanți care nu au marcat deloc, pentru că asta e treaba noastră. Atacanții din asta trăiesc din goluri. Chiar și așa rămânem sus în clasament. Ne așteaptă meciul cu Hermann Stad, o echipă în formă, dar care vine după două înfrângeri, o echipă bună, care a pierdut primele lor două meciuri în ultimele partide. Cum vezi această partidă împotriva unui antrenor Rapidist Măldăreșan? Păi, o să fie duel între locul 2 și locul 3, nu? Dacă zic bine, dacă nu greșesc și eu... Da, și eu zic că o să avem un meci foarte greu acolo. Trebuie să ne antrenăm foarte bine săptămâna asta, să fim concentrați. Și cum a fost și azi, prima dată luptă, forță, alergare, capul în pământ și după aceea dribbling-uri și fotbal. Mulțumim, Costa, multe bani!